Dragi copii, bine v-am găsit! Facem astăzi un iepuraș origami. Iată-l, acesta e. Aceștia sunt la fel ca mărime. Acesta este unul mai mic. Ca să facem acest iepuraș, aveți nevoie de o coală de hârtie, creioane colorate și foarfece. Din coala aceasta mare de hârtie, eu voi face toți acești trei iepurași. Prima dată o împărțim în două. Și o voi tăia aici pe mijloc sau o rup. Am obținut două dreptunghiuri. Las unul deoparte și dintr-un dreptunghi voi face un pătrat. Un colț îl duc până aici. Și cu foarfecele voi tăia aici. Și am obținut un pătrat. Dacă îl desfac, iată, este un pătrat. Pliez colț la colț, așa pe diagonală. Și încă o dată. Până aici. Desfac, țin cu colțul în sus, da, ampliat, țin cu colțul acesta în sus și acum partea aceasta de jos o pliez un pic, dar foarte puțin în sus. Și cu degetul apăs muchia aceasta să fie bine presată. Colțurile acestea vor ieși puțin în afară. A fost așa. Și pliez puțin marginea în sus. Acum, colțul acesta de sus mă ajută de linia aceasta și colțul acesta îl ridic până aici sus. Aceasta va fi o ureche. Țineți foaia pe masă ca să puteți lucra mai bine. Muchia aceasta trebuie să fie pe cea de dedesubt. Și pliez. Acum celălalt colț. Trebuie să se unească cu acesta. Îl duc în sus, țin cu un deget aici și pliez. Întorc. Acesta este iepurașul. Partea de jos, vârful acesta, îl pliez în spate ca să-mi iasă capul. Să formez capul. Ampliat puțin strâmb. Acesta este iepurașul, e gata. Cu negru îi desenez ochii. Și boticul. O guriță. Și îi fac mustăți. Am făcut cu această culoare verde ca să se vadă mai bine pe film. Să fie o culoare contrastantă. Bun. Procedați la fel cu cealaltă bucată de hârtie din care puteți face un iepuraș de aceeași mărime. Dar dacă vreți să faceți un iepuraș ca acesta, mai micuț, luați foaia care v-a rămas prima dată. E un dreptunghi, dar din el vom obține un pătrat. Îndoim colțul acesta până ajunge sus, pliem aici și tăiem cu forfecele aici. Pe aceasta o dăm deoparte, iată, acesta e pătratul, e mult mai mic. Îl pliem înapoi și încă o dată colțul acesta, țineți foaia pe masă ca să fie mai ușor, colțul acesta îl aducem din coace. Poate e mai greu cu o bucățică așa mică, dar nu e foarte, foarte greu. Desfacem, ținem cu colțul în sus, pliați cu degetele foarte bine această muchie, partea de jos o îndoim puțin în sus ca să formăm urechile. Colțurile acestea vor ieși în afară.
colțul acesta îl aducem în sus și încercăm să ne aliniem cu această linie de pe mijloc. Dar nu trebuie să fie așa. Perfect în sus. Cât de cât încercăm. Acum și colțul celălalt. Și iată, avem un iepuraș micuț. Îl întoarcem. Colțul de jos îl pliem pe spate puțin ca să formăm fața, capul. Și cu creionul negru desenăm ochii și boticul. Dacă vreau să arăt că e fetiță, pot să-i desenez aici sus o fundiță. Bun. Aceștia sunt iepurașii origami. Spor la treabă și vouă!